domnul Andrei Spânu, vicepremier. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Și domnul Sergiu Tofilat, care este expert Watchdog. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și vă mulțumesc din suflet pentru faptul că ați făcut acest efort. Domnul Spânu, tocmai precizez, această emisiune este înregistrată cu câteva ore înainte de emisiune. Sper că până la ora difuzării să nu se întâmple absolut nimic. Înregistrată doar din considerente de agendă și alte lucruri. Dar propun să trecem la discuție. A creat tot felul de discuții, practic, a ridicat o grămadă de semne de întrebare și este necesar să punem, eu știu, pe poliță toate lucrurile. Da. Eu am văzut conferința de presă a domnului Spânu de astăzi, a răspuns la o bună parte din întrebări, chiar mai bine poate că nu v-ați uitat, pentru că vom pleca de la zero, plecând de la premisa că totuși telespectatorii noștri este posibil să nu fi văzut această conferință. De răspuns trebuie să răspundem la toate întrebările. Așadar, haideți să vedem. 5,7 milioane metri cub de gaz ajung în Transnistria. Da? Luăm înapoi energie electrică la prețul de 73 de dolari megawatt-oră cu 10,5 dolari mai scump curentul decât îl importam până îl cumpăram, pentru că îl luăm din Transnistria. Decât îl cumpăram până în momentul în care a picat această înțelegere. Prima întrebare care se cere este: de ce această diferență de preț? Ce s-a schimbat? Că oricum acolo ajunge același gaz, transnistrenii nu plătesc pentru el. Ce s-a schimbat de mai scump? În primul rând, trebuie să vedem cu ce comparăm când spunem că este mai scump. Da, este mai scump decât cu prețul de dinainte. Da, dar comparativ cu prețul de peste 400 de euro cât cumpăram de pe bursa din România, este evident că este probabil cel mai bun preț pe care putem să-l avem la energie electrică. Eu am să spun care a fost argumentul așa numitor autorități din Transnistria referitor la A73. Deci gazul care aceste 5,7 trebuie să pornim și să spunem clar, el nu ajunge nici malului drept, nici malului stâng. Asta știm. Asta știm. Respectiv, ținând cont că malul stâng va trebui să aloce o mare parte din gaz pentru producerea energiei electrice, pentru malul drept și nu doar pentru luna decembrie, dar înțelegerea este și pentru ianuarie, februarie, martie. Deci, respectiv, așa numita industrie care e acolo nu va putea funcționa în capacitate mare. Acolo chiar este un pic de industrie. Da. Și altceva că banii de acolo merg în bugetul separatist, dar este altă discuție. Și ea nu va putea funcționa. Deci, am văzut și anumite declarații, dar astăzi am văzut declarații că maxim va putea funcționa, nu știu, eu zic 20%, hai zicem 30%. Asta este maxim ce va putea funcționa așa numită industrie. Da. De ce prețul totuși e mai mare? Respectiv, asta a fost la negocieri. Trebuie să spun acum cu text deschis. Deci ei inițial au vrut un preț de 82 de dolari. Deci inițial de 82 de dolari. Am ajuns la mijloc, la cel preț de 73. 95 mai solicitați primăvara. Da, și 95. Ei pot să ceară și 200 dacă noi am plătit și 400 de euro. Nu este. Dar de ce totuși până la urmă e mai scump? Am spus, am găsit acel mijloc și vreau să înțelegem că este vorba de negocieri. Nu este că eu vin, bat cu pumnul în masă și gata, zice Andrei, 62,5. Da, dar cine are nevoie mai mult? Nu așa, nu cred știu. Că... În cazul dat, trebuie să spunem că are nevoie mai mult cetățenii țării și oamenii de pe ambele maluri. Ori chiar astăzi am văzut iarăși risc de atac cu rachete din partea Rusiei a Ucrainei, da, ce ar putea duce la, iarăși la căderea. Însă din nefericire, așa este. Da, în momentul în care producem mai mult pe intern, acest risc se micșorează. Deci, repet, suntem la început de iarnă, de acest contract are nevoie atât oamenii de pe malul drept, cât și oamenii de pe malul stâng. Am înțeles, deci nu a existat niciun argument economic clar, financiar v-am vorbind. V-am spus economic clar, argumentul lor este că nu va putea funcționa industria la 100%, respectiv trebuie să aibă de unde recupera cel puțin un pic. Și aici a venit cumva negocierea și am ajuns la 73. Ce să recupereze un pic? Așa, acele venituri pe care să plătească pensii, salarii pe care le au oamenii în partea stângă a Nistrului. Dar pe noi de ce ar trebui? Ce treabă are industria cu asta? Pentru că, să nu spun, spre exemplu, la MMZ sunt 3.000 de oameni, inclusiv de pe teritoriul malului drept. Sunt de la Rezina oameni care lucrează acolo. Haideți să fim sinceri, să spunem cu text deschis. Ce fac oamenii? Ce rămân fără salarii? Nu este vorba de asta, domn ministru.
noi, malul drept, poate cumpăra și energie și gaz din alte surse. Deci noi nu ne grăbim, avem timp să așteptăm. Malul stâng, fără a procesa gaz în energie și fără o livra malul drept, falimentează. Chiar pe data de 4 noiembrie, așa numitul președinte Krasnoselski a trimis un proiect de lege și a fost votat în aceeași zi de așa numitul Soviet Suprem, prin care au înghețat toate investițiile, fondul rutier, fondul de dezvoltare la tot ce doriți. Deci toate rezervele care erau planificate pentru investiții capitale au fost înghețate și soldurile de pe fiecare cont au fost trimise în contul de rezervă la așa numitul lor buget, ca să aibă din ce plăti pensii salarii. Dacă luăm bugetul lor pe ultimii 3 ani, 50% din cheltuielile bugetare sunt finanțate din contul special de gaze. Iată, noi cumpărăm energie de la Moldgres. Moldgres se achită cu Tiraspol Transgaz Pridnestrovie și banii de acolo pleacă nu la Moldova Gaz, pleacă în bugetul lor. Deci tot ce numim noi impozite și încasări de la industria lor nu se compară ca volum cu aceste încasări de pe cotul de gaze. Acum, deoarece chiar și ministrul lor, așa numit, al energeticii, am uitat cum e familia lui, nu contează. Ei au spus că au bani până la sfârșit de decembrie, pentru că nu mai vând energie nouă. Deci noi nu ne grăbim la dânșii ei jale. Și eu acum încerc să înțeleg, noi am acceptat un preț mai mare. De ce? Am cedat asta, ce am câștigat noi în schimb? Domnul Toflat, eu vreau să pornim de la o altă întrebare. Care este obiectivul nostru la început de iarnă? Să rezolvăm conflictul transnistrean? Să creăm o criză umanitară acolo? Care este obiectivul? Dar ce are una cu alta? Are una cu alta, pentru că în funcție de obiectivul pe care vrem să-l atingem pentru această iarnă, porți negocieri și încerci să ajungi la niște înțelegeri. Repet, dacă am fi... Dați să duc gândul până la capăt. Deci, respectiv, noi am pornit de la obiectivul să asigurăm cetățenii de pe ambele maluri cu energie electrică și gaz. Și căldură. $62.5 tot am ar fi asigurat. Repet, deci suntem într-un proces de negociere, de discuție, care, apropo, nu este din ultimele zile, dar este de la începutul lunii noiembrie. Țineți minte că la începutul lunii noiembrie nu am reușit să ajungem la o înțelegere pe cantitatea de energie electrică pe care trebuie să o livrez. Ceea ce am reușit acum la începutul lunii decembrie. Și eu cred că este un rezultat bun. Și ăsta a fost compromisul rezonabil la care am putut să ajungem. Pe de o parte, să ne asigurăm că din gazul care vine de la Gazprom, asigurăm cu electricitate și malul drept și malul stâng și pe de altă parte avem un preț, da, care este un pic mai mare decât ultima dată, dar care va duce inclusiv la scăderea tarifului pentru cetățenii noștri. Stop. Dați-l așa. Iată, noi venim la negociere. Da, Transnistria propune $82 megawatt. Bun, noi am zis că vă mai gândiți, noi acceptam 62 cât era ultimul preț. Ne-am sculat și am plecat. Și lasă să mai gândească, noi nu ne grăbim, noi așteptăm. De ce trebuia să acceptăm 73? Dumneavoastră refuzați să înțelegeți anumite elemente a realității care sunt refuzați. Deci, care realități? Realitatea este că avem un război în Ucraina, care afectează sistemul electroenergetic. Doi, prețul la energie electrică în ultima 5 zile de pe piață s-a dublat aproape. Deci, repede, de la 200 și ceva a crescut la 400 și ceva. Iar aceste costuri sunt enorme și pentru economie și pentru cetățeni. Repet, dacă nu se ajungea la o înțelegere, tariful trebuia probabil să fie crescut din nou la sfârșitul lunii decembrie la un preț de peste 8 lei. Asta optimist vorbind, din ce aveam la moment. Există perspectivă suplimentar. Să mergem un pic mai departe, că nu reușim să... Da. Ascultați-mă până la știți câte întrebări sunt foarte știu, multe. Da, știu, dar este important oamenii, că pentru ei facem această emisiune, să înțeleagă condițiile în care au fost luate aceste decizii. Acum, un tarif de 8 lei sau mai mare la energie electrică pentru cetățeni avea să ducă la un nou val de scumpiri aproape la toate produsele de importanță socială, de la pâine până la toate celelalte. Doi, atacurile care aveau să fie, dacă se întâmplă a Rusiei împotriva Ucrainei, duceau la deconectări și am văzut ultima dată de la 3-4 ore până la 24 de ore. Da. Economia nu poate rezista acestor șocuri. Noi am pornit, repet, cea mai importantă solicitare din partea noastră a fost ca energia electrică să fie livrată
în volum de 100% pentru malul drept. Așa. Și asta am reușit. Da. Haideți să mergem mai departe. Am înțeles. Există măcar perspectiva ca ulterior să fie discutat din nou tariful și să ajungem la tariful care era... La preț sau la tarif? Prețul. Deci da. Noi am agreat această construcție pentru lunile decembrie, ianuarie, februarie, martie. Sper să se țină și ei de aceste înțelegeri. Evident că există, dar în mod special va exista atunci când vom avea o scădere substanțială a prețului pe piețele europene. Pentru că noi, uitați-vă, astăzi, haideți să luăm astăzi, foarte pragmatic, astăzi trebuia să cumpărăm peste 5500 de megawatți de pe bursa din România, care avea să coste peste 400 de euro. Da? Asta e prețul mediu? Da, asta este prețul mediu. Dar cum am ieșit la dânsul? O să vedeți. Deci, haideți să verificăm cifre, pentru că eu tot am întrebări. Da, deci cum ajungem la el este pentru că cea mai mare cantitate, noaptea noi avem asigurat, dar cea mai mare cantitate pe care o cumpărăm de pe Opcom este la prețul din orele de vârf. Dimineața. Așa. Am să vă trimit domnul Căfelat, chiar după emisiune, toate graficele din ultimele zile, ca să vedeți prețul. Eu le văd, este deschis o comun. Nu, dumneavoastră le vedeți. Nu e adevărat. Dumneavoastră vedeți toată piața. Dumneavoastră nu vedeți ce a cumpărat Energocom. Păi corect. Și diferența este mare, pentru că Energocom cumpără cea mai mare cantitate în orele de vârf, iar piața cumpără atunci când are nevoie. Super. Și dumneavoastră vreți să spuneți că 400 de euro, prețul mediu, este pe întreaga lună decembrie, prețul mediu pe care noi cheltuim pe energie. Pe Opcom, da. Deci eu vă spun, spre exemplu, vă rog Energocomul să publice informația cât gaz, câtă energie cumpărăm, exact. Pentru 1 decembrie s-au cumpărat 5610 MW la prețul mediu de 445 de euro. Așa. Da. Și eu am să vă trimit, am să rog și colegii să facem să publicăm. Nu trebuie să ne trimiteți, domn ministru, nu vă supărați. Este Energocom care încheie contractele. Okay. Puteți să le rugați, să le public eu. Exact, nu, dumneavoastră, domn ministru, trebuie să publicați. Haideți totuși să facem emisiune pe... Este întreprindere reglementată care se ocupă de acest lucru, nu trebuie să publice ministrul, trebuie să publice întreprinderea. Sunt detalii neimportante pentru oameni. Nu, asta este foarte important, asta arată modul de administrare a statului, nu vă supărați. Haideți să continuăm. Ce vreau eu ca să spun este că dacă noi am fi avut aceste tarife și volumul pe care îl importăm, că pe bune am importat electricitate până acum, deci nu vorbim despre a cumpăra de la din stânga Nistrului, dar am importat electricitate de pe piața europeană. Dacă noi am fi avut aceste cifre, am fi putut să vedem cât este de avantajoasă această înțelegere. Eu am căutat, nu am găsit. Chiar unii colegi îmi spuneau, păi da, și fără calculator poți să faci niște calcule. Nu este adevărat. Nu poți să realizezi dacă e avantajos sau nu, decât atunci... Când te apuci să vezi cât am importat, la ce preț și ce se întâmplă acum, luând în calcul și gazul pe care îl trimitem în stânga Nistrului la un preț de aproape 800 de dolari, iar noi, sigur, urmează să consumăm gaz la ce preț? Pentru că această diferență de preț tot ar trebui să fie inclusă. Toate calculele pentru luna noiembrie au fost publicate de Energocom. Vreau să înțelegem că ultimele evoluții ale pieței s-au întâmplat săptămâna trecută, de luni, de pe 1 decembrie, până pe 3. Deci nu s-a întâmplat iarăși 3 săptămâni, o lună. Deci au durat 3 zile în care prețul a crescut dramatic. Discuțiile cu îngres s-au purtat pe ultima sută de metri, adică vineri și sâmbătă. Astăzi suntem luni. Și așa cum cred că este rezonabil propunerea domnului Tofelat, să fie bine cu cum vă ruga să publice. Da. Și atunci va fi transparență totală. Ați spus că vineri și sâmbătă. Totuși, aici apar iar niște întrebări. În primul rând, cine a negociat acest deal, această înțelegere pe energie și gaz? Discuția a început în noiembrie, la începutul lunii noiembrie, în care au fost mai multe discuții pe care le-am avut eu cu așa numiții reprezentanți din zona transnistreană. După care domnul Serebrean, dacă vă aduceți aminte, a avut o discuție 1-1 în Tiraspol. A urmat iarăși mai multe discuții, inclusiv la nivel de operatori, ca să vadă graficele, să agreze volumele.
Vineri a avut loc încă o discuție în acest sens în formatul de lărgit, la OSCE, care... pe platforma de reintegrare. Da. Vreau să spun că sunt mai multe discuții. În formatul ăsta 1 plus 1 nu se discuta, s-a discutat doar contract. Sunt mai multe elemente care sunt... Așa, deci ați, dumneavoastră și domnul Serebrean au participat la aceste discuții? După discuția de la OSCE, eu am mai avut încă câteva runde de discuții cu așa numitele autorități din zona transnistreană. Uh-huh. Am ajuns în mod, cum, la nivel de discuții, la o înțelegere vineri seara, am așteptat ca sâmbătă să se semneze toate contractele, să ne asigurăm că nu se schimbă. Cine a semnat? Energocom. Așa. Deci Energocom semnează cu Ciurganiu. Și după ce a fost semnat contractul, am făcut acel anunț public în care admit că trebuia să ofer mai multe detalii pentru a cumva... Pentru lipsă de comunicare, caricaturistul Alex Ureț, cred că ați văzut. Dacă n-ați văzut, rog colegii ca să vă arate cum ați fost decorat pentru acea lipsă de comunicare. Felicitări, Alex, e foarte bună. Da, mulțumesc. Caricatura aceasta. Revenim... Nu știu dacă trebuia să mă pun alături de... Revenim la... Păi, da, Dodon este expert în comunicare și e expert în toate cele. Deci eu, repet, admit că trebuia să ofer mai multe detalii. Îmi pare rău că nu le-am oferit imediat. Am oferit duminică dimineață detalii și azi am făcut o conferință. Și ați ridicat mai multe semne de întrebare. Aici, apropo, hai să ne oprim un pic, pentru că probleme de comunicare au început cam cu anul trecut. Și ar fi binevenit ca noi să nu ne informăm din presa transnistreană ce se întâmplă la negocieri, să iasă partea moldovenească, să spună lista concretă de subiecte care se discută, care este viziunea părții moldovenești la fiecare din ele, ce oferim noi, ce cerem noi de la malul stâng, ca noi să avem o claritate, ce propun, pentru că există foarte multă manipulare în general. Exact. Malul stâng, luna trecută, a manipulat la greu. Și exact. Nu am avut niciun fel de informație din partea autorităților. Așa este și tot în sprijinul a ceea ce spune domnul Tofilat. Domnule ministru, s-a încheiat un contract, o înțelegere. Unde este? Ea ar fi trebuit să fie publicată. Haideți că așa pățim ca și cu Gazpromul. Vorbim despre ceva și nu știm despre ce. Dacă există o înțelegere între părți, ar fi fost bine să o vedem și noi și să putem să ne facem concluziile, să vedem ce am oferit, ce primim, cât durează. Mm-hmm. Apropo, pe ce termen a fost încheiat acest contract și unde este contractul acesta? Contractul este la Energocom, repet, este semnat între Energocom și centrala de la Cociurgani. Poate fi public acest contract? Nu cred că e o problemă să-l publice. Iarăși am să discut să-l publice, că nu văd de ce. Puteți vorbi cu uitați-vă, e a doua oară când ajungem la această instituție. Oameni buni, haideți să deschidem porțile, să vedem și noi despre ce... Deci eu cred că este o idee bună în acest sens ca să publice pe site-ul lor toată informația. Așa. Deci când a început livrarea întregului volum de 5,7 milioane metri cubi? Suntem, cred că de mâine deja începe să fie livrat. Au fost livrări și duminică și astăzi și mâine, doar că sunt procesele de pornire a tuturor generatoarelor și mai erau niște... spre exemplu, pe sâmbătă erau deja contracte cumpărate din România. Înțeleg că noi totuși mai avem contractul cu România, încă este în vigoare până la sfârșitul lunii și noi continuăm să luăm de acolo la preț de 90 de euro? Nu. Deci noi avem, haideți să vă spun, noi avem câteva contracte cu România. Vreo 20% din aceste contracte sunt cu... Vorbim de 90 acum. De 90 euro. Da. Este cu Hidroelectrica, care este pentru 100 de megawatts pe oră, care expiră pe 11 decembrie. De pe 11 decembrie, Hidroelectrica s-a angajat să livreze 20 de megawatts. Deci va scădea cu 80 de megawatts. Un contract cu OMV Petrom de 80 de megawatts la prețul de 90 de euro. Și mai avem două contracte cu centrale termice la preț de 180 de euro. Uh-huh. Mă iertați, nu știu, a fost o cădere de curent sau ceva, pentru că e o pană de curent, s-a inclus generatorul nostru sau ce s-a întâmplat? Așa, pentru că în cască s-a făcut o gălăgie mare și eu am scos casca. Când avem o pauză, mă iertați, domnule ministru, vă rog să-mi faceți semn. E deranjant. Deci uitați-vă, când vorbim, avem o pană de curent. O fi de la noi, o fi de la... S-ar putea să fie de la atacurile din Ucraina, care erau anunțate pe astăzi și ținând cont că încă
centrala de la Cuciurgan nu produce în capacitate maximă, s-ar putea să iarăși să avem situații. Să fi picat linia care, prin care importăm din Suntem România. Suntem în emisiune, nu putem să știm exact ce este acum. Dar, repet, deci 25 de megawatts le primim la 180 de euro, nu la 90 de euro. Și peste 40% cumpărăm de pe piață și am spus că de pe 1 decembrie până acum am cumpărat la peste 400 de euro și vom publica aceste date. Ca să Așa, fie. Deci acum... Luna viitoare să vedem cum care sunt volumele și ne va livra energie. Exact. Deci, luna asta e clar? Luna viitoare. Dar luna viitoare? Luna viitoare avem înțelegerea cu centrala de la Cuciurgani că tot volumul necesar pentru malul drept trebuie să fie livrat de la Cuciurgani. Domnule ministru, să rămânem la o singură sursă de aprovizionare. Nu este riscant atâta vreme cât gazul vine de la ruși și ne putem trezi cu surpriza că ei nu mai livrează sau este exclus atâta vreme cât acest gaz merge numai în stâncă. În primul rând, pentru prima dată, noi nu mai suntem dependenți, mă refer și... de o singură sursă, ori putem să ne întoarcem oricând să exact. Cumpărăm de pe piață din România și eventual să căutăm și alte contracte. Eu doar vreau să vă spun că Energocom este înregistrat în România. Sper că în săptămânile următoare să reușească să se înregistreze și în Bulgaria să obțină licență pentru a cumpăra, ca să diversificăm. În perioada următoare, țară cu țară, se va înregistra ca să avem mai multe opțiuni de a cumpăra. Cine? Deficit în România și de asta suntem nevoiți, nu putem încheia contracte cu Bulgaria sau cu țările vecine și primim energie după contractul de avarie, adică de livrări de urgență și foarte scump. Foarte scump. Asta, plus 100 de euro. Asta discutam încă și lunea trecută, pentru că a fost o zi în care noi efectiv nu am putut ca să cumpărăm energie, pentru că nu era și noi prețul oferit de noi era prea mic comparativ cu ceea ce era acolo. Dar cred că scopul trebuie să fie așa, ca noi să trecem de această iarnă cu cheltuieli minime și de ce și eu și colegul meu, domnul Parlicov, la fel am optat și am considerat oportun ca din gazul care vine de la Gazprom să producem energie pentru malul drept, iar consumul de gaz pentru malul drept să-l luăm din alte surse. Cine plătește pentru tranzitul acestui volum de gaz care vine din Rusia spre Transnistria? El e bronat. Gazprom, nu plătește nimeni. Gazprom are bronat o capacitate minimă, chiar și în contract indicat. 5,7. Dacă noi consumăm mai mult, atunci asta plătim tranzitul suplimentar cu bronările zilnice sau lunare. Dacă nu, așa, deci nu este... Dar încă o întrebare care apare. Dumneavoastră ați discutat cu cei de la Gazprom despre acest deal? Da, Vadim Ceban, directorul Moldova Gaz, a discutat cu colegii săi de la Gazprom și au fost cumva discuții și înțelegere pe acest De ce întreb? Pentru că este evident că aceste discuții nu au început acum. Aceste discuții au început mai de mult, pentru că odată ce Gazpromul nu a cerut acel avans, da? Dar nu e reglementat. Apropo, în contract, nu e reglementat cum se repartizează volumele între maluri. De pildă, eu când am înțeles. Făcut calculul, am reușit din alte proporții. Sunt date graficile lunare, cât gaz primește malul drept, cât malul stâng. De acolo în fiecare lună apare proporția. Dar acest volum minim, 5,7 milioane de metri cubi al îngerii, nu e specificat care mal și cui cât primești. Da, asta... Haideți poate și chestia asta. Chestia asta o discutăm imediat. Da, chestia asta o discutăm imediat după pauza de publicitate. Publicitate, ne întoarcem... După ce Moldgrass a redus livrarea de energie, a stopat livrarea de energie, malul stâng a început să primească doar 2,3 milioane de metri cubi pe zi. Această decizie, cine o ia, cum se... Sau iată, acum noi le dăm întreg 5,7 milioane metri cubi. Decizia asta o ia Moldova Gaz, o ia Comisia Situații Excepționale, care e procedura. Contractul nu reglementează lucrul ăsta. Deci, conform practicii din anii precedenți, ca să spun cifrele care erau, deci... Acest 5,7 erau repartizate așa, 1,8 milioane pentru malul drept, 3,9 pentru malul stâng. Așa a fost până la începutul lunii noiembrie anul curent. În luna noiembrie anul curent, Moldova Gaz, în consultare cu Ministerul Infrastructurii Dezvoltării Regionale, pentru că, așa cum spune domnul Tofilat, nu există nicăieri scris cine, cum decide. Deci, Moldova Gaz
În baza calculilor făcute de ei pentru a asigura cetățenii de pe malul stâng și maxim posibil toți cetățenii din țară, malul drept și malul stâng, s-a redus acel volum, 2,3 pentru malul stâng și 3,4 pentru malul drept. Acum, dacă vorbim de situația curentă, de ce a urmat ca decizie sau ca rezultat a acestor negocieri? În care Moldova Gaz a informat partea stângă a Nistrului că va livra 5,7 milioane metri cub. Da, totuși să știți că există o pană serioasă de electricitate, iar a picat din păcate, dar noi avem generator, nu știu ce se întâmplă în partea cealaltă. Repet, această emisiune este una înregistrată, de aceea este posibil ca diseară toate aceste lucruri să nu fie actuale. Așa este, se întâmplă, iată, în direct. Suntem cei în Ucraina, probabil de acolo. Probabil, da, pentru că acolo erau alerte aeriene, da. Începând cu ora 2 și 15 minute. Kievul era și cel mai probabil asta se întâmplă. Da. Din păcate, rachetele rusești. Din păcate, rușii iar bombardează infrastructura. Nu știu dacă avem deconectări la această oră în țară, dar acest lucru încă o dată confirmă că decizia luată este una corectă. Pentru că producerea a mai multă energie pe teritoriul țării elimină, sau nu știu dacă elimină integral, că niciodată nu știi ce poate să bombardeze Rusia, dar reduce riscul de deconectări masive în țara noastră. Așa. Acum, haideți încă un lucru să înțelegem. De unde consumăm noi gaz? De unde luăm noi gazul? Și la ce preț luăm acest gaz? Da, noi încă... Noi marul drept. Da. Încă anul trecut am spus că vom face tot posibilul să nu mai fim dependenți de o singură sursă, să achiziționăm stocuri strategice și asta facem. Prima achiziție de stocuri deci strategice... Deci chiar și acum achiziționăm? Și păi acum care? Prețul e destul de mare. În weekend la sfârșit era 1500-1600, da? Dați-mi voie să exprim. Ieftin nu o să fie în curând și orice. Totuși e bine să duc gândul până la capăt. Nu, sigur că da, iertați-mă. Păi, nu am reușit și exact. Păi întrebam dacă și acum. Păi să duc gândul, că vroiam să ajung și acolo. Da. Prima achiziție de gaz a fost făcută în primăvara anului trecut, primele 24,5 milioane de metri cub. După care am contractat un credit și făceam achiziții practic în toată luna octombrie și noiembrie s-a achiziționat gaz, inclusiv de la Moldova Gaz, inclusiv de pe bursele internaționale. La un moment dat spuneam că avem cel puțin pentru două luni. Acum volumul este și mai mare. Pentru cât timp? Am spus și în conferința de presă și începând de astăzi nu vom face public volumul exact câți metri cubi avem, din motive de securitate, ținând cont că este unica sursă de aprovizionare cu gaz a malului drept. În acest sens, vom comunica perioada cam pentru cât avem, dar nu vom spune volumul exact. Deci, la moment, cred că volumul este suficient pentru cel puțin două luni jumătate, adică pentru decembrie, ianuarie și jumătate din luna februarie. Deci, noi avem suficient gaz. Și vom continua să achiziționăm gaz. Prețul mediu ponderat a gazului achiziționat în stoc este în jur de 1000 de dolari. Am văzut. Da. Asta înseamnă că din februarie, din mijlocul lunii februarie, înțeleg bine, noi și până atunci vom achiziționa, așa cum spuneți dumneavoastră, da? Da. Dar dacă prețul crește, așa cum am văzut că se întâmplă, iar domnul Tofilat spune că în curând n-are de unde să scadă, da? Așteptările, da, în genere, așteptările pe anul viitor sunt că prețul va fi în jur de 1300-1400 dolari plus livrare. Da, 1000. Mie mi se pare, sincer, un pic exagerat chestia asta, din simplu motiv că sunt vagi bănuieli că administrația de la Kremlin are suficienți
spioni în diverse structuri de stat și e că nu stau ei și așteaptă când a să publice cineva, inclusiv asta poate să fie aflat și din Ucraina și din alte surse. Dar haideți cel puțin, atunci când are loc ajustarea tarifelor, pentru că și tariful la energie, și tariful la gaz, principalele componente sunt costul de achiziție, ca această informație să fie făcută public. Din ce cunosc domnul Toflată, Andreu face public toată informația. Pentru că Andreu, până la urmă, face calcule. Depinde forma cum este făcut public. Dacă e dată o sumă totală și o cantitate totală, e una. Dacă e dat divizat, mai detaliat, haideți să facem așa. Andreu trebuie să publice toată informația ca să fie clar cum se face tariful. Ori din punctul și a meu de vedere, cel mai sensibil până la urmă este tariful, ca ce este ce plătesc oamenii. Da. A doilea element important este când ieșim din această iarnă, toate contractele care au fost semnate pe gaz, evident că trebuie să devină publice ca să fie clar. Mai mult decât atât, vreau să știți că la toate achizițiile pe care le face Energocom și de gaz și de electricitate sunt invitate toate instituțiile care au dreptul de control. SIS-ul, Procuratura, CNA-ul, Serviciul de Prevenire a Spălărilor Banilor. Deci absolut toți cei implicați sunt chemați ca să se asigure că toate tranzacțiile sunt corecte, transparente și nu există care ceva ascuns. Vorbim despre tarif. Acum spuneați că tariful pentru electricitate ar ajunge în jur de 4 lei după această înțelegere, da? În cazul în care noi rămânem, de când ați spus, de luna viitoare, da? Că am putea rămâne doar la curent de la centrala de la Cuciurgani. Asta înseamnă că tariful va scădea și mai mult? Există premize ca în ianuarie să avem încă o scădere. Deci sunt trei costuri a energiei electrice pe care noi le avem la moment. Avem 73 de dolari de la Amgres, 90 de euro, ceea ce primim din România la preț redus, și să nu uităm că este energia produsă de termoelectrica SCET, care prețul este de 225 de euro. Deci, practic, în tarif se va face o medie ponderată din prețul de 225, 90 și 73. Din ce înțeleg, din discuția preliminară care am avut-o cu Andrei referitor la tarif, va fi o scădere azi sau mâine, așa cum am spus, și s-ar putea să mai fie o următoare scădere în ianuarie. Acum eu înțeleg că nu luăm mai mult din stânga Nistrului pentru că avem aceste contracte și trebuie să le ducem la bun sfârșit, să ne onorăm angajamentele. Dar pentru ca ei să producă mai multă electricitate pentru de către Gazprom. Așa, păi înseamnă că în luna decembrie ei au mai mult gaz decât, da? Decât ar avea nevoie. În funcție, pentru că iarăși este extrem de greu de estimat mai mult sau mai puțin, pentru că sunt foarte mulți factori care contează. Am să... De ce considerent am întrebat asta? Ca să mă fac clară, da? De ce pun această întrebare? Asta înseamnă că luna viitoare nu vor veni să ne spună, știți, nu ne ajunge, mai avem nevoie de un pic. Păi dacă vor ajunge să spună asta, atunci nu va fi o înțelegere pe care am avut-o în luna decembrie. E simplu. Unde vor merge compensațiile? Întreabă lumea. În acest moment... Unde merg? La premier Energocom, Moldova Gaz, premier Energie. Unde se duc la aceste oameni. Compensații? La oameni. Păi compensațiile, din câte am înțeles, da, sunt pentru consumatori, dar se achită către furnizori, nu ajunge la cetățean. Păi că e normal așa, pentru că nu trebuie să vină toți cetățenii să primească ghișeul poștal. Și pentru energia electrică se duc la premier Energie, pentru zona de centru și sud, pentru zona de nord se duc la FEI Nord, pentru gaz se duc la Moldova Gaz. Așa. Devierile tarifare din tariful pe care îl achităm pentru Moldova Gaz. Pentru gaz. Uh-huh. Odată ce noi nu avem nicio treabă cu gazul care vine de dincolo, de la răsărit, ce facem cu acest devieri din trebuie să factură. Vedem cum ne sunt. Spre exemplu, Moldova Gaz are cheltuieli sau datorii inclusiv față de bugetul de stat. Pentru că noi, prin deciziile CSE, de mai multe ori am amânat plata taxei pe valoare adăugată.
ca și un exemplu. Știm foarte bine că a fost acel împrumut de 1,5 miliarde de lei. Și despre asta vreau să vorbim. Care iarăși el trebuie să se întoarcă în bugetul statului. Că dacă nu se întoarce, atunci preluăm sistemul de transport. Deci este parte a acestor costuri care au fost suportate de Moldova Gaz în ultimele sau în ultimul an, de fapt, că sunt mai vechi. Domnule Tofrade, deci înțeleg că nu e nicio problemă aici? Nu, devierile s-au format în mare parte vara, când tariful întâi era calculat la prețul de 699 de dolari, pe urmă în septembrie s-a ridicat la 899 de dolari. Asta ceea ce achitam noi către Moldova Gaz. Da. Dar Moldova Gaz procura gaz la 1050, 1400, 1800. Se primește că noi, ca și consumatori, am rămas datori la Moldova Gaz. Această datorie, asta se numește deviere tarifară, la dânsa, potrivit metodologiei și practicii, Moldova Gaz de unde trebuie să iei bani să îi achite. Deci metodologie și reguli prevăd că în cazul dat, la aceste devieri se calculează dobândă. Da? Sau invers, dacă tariful este mai mare și noi plătim mai mult, iar compania cheltuie mai puțin, din potrivă, la ceea ce plătim noi se calculează dobândă și compania o să ne întoarcă. Deci acum Moldova Gaz trebuie să recupereze ceea ce noi nu i-am achitat suficient în perioada verii, când tariful nu acoperea prețul de import. Așa, acum încă un lucru, încă un aspect care văd că e discutat aprins. Ne amintim cu toții că rușii au vrut la un moment dat să livreze gaz doar pentru partea stângă a Nistrului, cumva căutând soluții prin niște companii independente, acolo independente, dependente și ce mai era acolo. Exact, asta. Ne amintim cu toții asta. Iată acum se întâmplă acest lucru. Diferite chestii. Care este diferența explicației? Diferența este că i-au vrut să livreze gaz fără ca să ne livreze nouă energie electrică. Acum ei livrează gaz, dar noi primim și energie electrică. Eu aș zice altă diferență. Sau e și Moldova Gaz la mijloc? Eu aș zice altă diferență, da. Ceea ce vroia Moscova este să aibă o înțelegere directă cu malul stâng. Deci nu e vorba cine livrează gaz, cum el ajunge. E vorba că să aibă Gazprom înțelegere directă cu Tiraspol Transgaz fără Moldova Gaz, fără ca noi ceva să decidem. Acum noi decidem. Ajunge gaz în stânga Nistrului? N-ajunge. Noi hotărâm. Deci de asta Moldova Gaz nu poate fi scoasă din ecuație. Deci diferența este enormă. Dacă Gazprom ar fi avut un contract direct cu Tiraspol Transgaz sau Tiraspol Transgaz Pridnistrovie, că au două companii, pe hârtie una și aceeași, dar în realitate sunt două. Atunci Moscova ar fi putut continua să livreze gaz în Transnistria, iar nou ne-ar fi deconectat gazul. Da, am înțeles. Acum ei nu pot să facă lucrul ăsta. Am înțeles. Domnule vicepremier, vă rog foarte mult să ne spuneți, dar clar, uitați-vă, vineri, după discuții, pentru că chiar a apărut această întrebare, vineri după discuțiile avute cu cei din stânga Nistrului care au venit aici și care se uitau la presă ca la mașini străine, că nu sunt obișnuiți cu microfoane și întrebări, vicepremierul pentru reintegrare spunea că așteptările sunt moderate. Asta era vineri după amiază. Dumneavoastră spuneți că vineri seara, deja înțelegerea a fost bătută în cuie. Spuneți-mi, vă rog frumos, de ce domnul Serebrean avea impresia că atât de moderate sunt așteptările cu câteva ore înainte? Ce s-a întâmplat între timp? Ce s-a discutat acolo atât de... Și care subiectele? Și când o să le aflăm? Când o să aflăm și noi? Ce s-a pus atunci pe masă și ce s-a discutat acolo? Bun, moderate nu înseamnă rele. Eu nu am fost la discuții. Moderate înseamnă un pic de pesimism mai mult decât optimism. Adică noi avem, mă rog, nu e... Nu știu dacă era bine. Pesimism, haideți pentru să că vedem. Tocmai de asta și-a fost discuția la OSCE ca să încerce să ajungă la o înțelegere. Eu nu știu care au fost discuțiile la în formatul 1 plus 1 pe alte domenii. Eu știu că din partea Ministerului a fost domnul Borosan și mi-a spus că au fost discutate mai multe elemente, inclusiv balansarea malului stâng, inclusiv contractul de echilibrare pe care trebuie să-l semneze centrala de la Cuciurgani cu Mold Electrică, inclusiv regulile de piață care sunt, adică sunt mai multe, inclusiv, spre exemplu, trebuie să cunoașteți că după acele două deconectări a fost avariată linia de înaltă tensiune care ajunge la stația de la Cuciurgani și a fost discutat modul în care să fie reparat în perioada dată. Sunt foarte multe elemente și inclusiv a fost discutat și o înțelegere pe contractul de furnizare a energiei electrice.
Respectiv, după această discuție, noi deja am continuat cu așa numitele autorități să discutăm doar elementele de contract propriu-zis între Energocom și centrala de la Cuciurgani. Ce condiții a pus stânganistului? Păi v-a spus, astea care sunt publice, nu au fost alte condiții, deci nu am discutat alte elemente. A primit uzina de la Râpnița astăzi, până la urmă autorizație? Astăzi este ședința Comisiei Situației Excepționale și va fi discutat acest subiect și cel mai probabil va fi luată o decizie în acest sens. Pozitivă, adică? Da, da. Adică se eliberează această autorizație, deși acolo nu am putut vedea să îndeplinesc, nu se îndeplinesc, dar asta, asta e ca o condiție, cum să vă zic, din oficiu. Noi am avut o discuție cu colega mea de la Ministerul Mediului. Domnul Ienie a informat că s-a făcut anumite progrese pe elementele de mediu. Sper că domnul Ienie va anunța, nu știu, în următoarele săptămâni, luni, care sunt progresele. Sunt două elemente care au fost puse pe masă de partea transnistreană. Deci primul sunt așa numitele procese tehnologice care trebuie să consume o cantitate minimă de gaz. Și a doilea, mai sunt elemente de balansare a sistemului pe care încă această uzină le face. Deci din calculele noastre, chiar dacă ar funcționa uzina, ar funcționa la o capacitate minimă în această perioadă, iar dacă, cum, știu că iarăși va fi cumva de glumă, dar să nu uităm că intrăm în luna decembrie, când luna este din cele mai friguroase, dacă vom avea temperaturi foarte mari, scăzute în sensul de minus, s-ar putea ca să nu ajungă pentru funcționare aproape deloc, pentru că consumul va crește considerabil. Doar ca un element, în primele trei zile ale lunii decembrie, partea stângului, chiar dacă era limitat la 23, a consumat peste 3 milioane de metri cubi. Malul drept, chiar dacă era un consum de în jur de 2 milioane, a trecut de 3 milioane, pentru că au scăzut temperaturile. Și evident, cu cât va scădea aceste temperaturi, va crește consumul. Da, trebuie să luăm repede publicitate și ne întoarcem. Este ultima pauză de publicitate. Revenim. Acești bani se duc în bugetul regiunii transnistrene, nu se achită gazul, absolut nimic, sunt regiuni separatiste care menține la putere niște indivizi ostili Republicii Moldova, care țin captive acolo niște oameni și, da, care trăiesc în secolul trecut. Acestea sunt opiniile pe care le-am citit în aceste zile. Chiar spunea cine... fostul deputat Slusar că dumneavoastră trebuie să fiți învinuit de trădare și că regimul ar fi intrat în colaps dacă nu îl finanțați. Domnul Slusar mă învinește de toate relele de pe lume. Eu am o poziție în care trebuie să decid în primul rând pentru oameni. Să mă asigur că cetățenii au energie electrică, gaz și căldură. Și asta am făcut, inclusiv cetățenii de pe malul stâng. Eu am declarat că nu susțin chemările, pozițiile la hai să deconectăm cu totul gazul pentru malul stâng. Să nu uităm că acolo sunt copii, sunt familii, sunt spitale, sunt școli, sunt grădinițe, iar regimul ostil despre care vorbiți nici pe departe nu înseamnă toată populația care, în mare parte, sunt cetățenii țării noastre. Știu că unii sunt așa radicali în ghilimele, dar nici pe departe nu suntem în situația, în această criză profundă energetică, să luăm decizii cu pumnul în masă. Eu vă rog să fim responsabili atunci când spunem o opinie sau alta. Eu aș reformula aici, dacă vă rog, întrebare, pentru că dacă să mergem după logica domnului Slusar, ok, noi atunci trebuie să punem, să învinuim pentru trădare de patrie pe toți care au fost până acum la guvernare. Nici nu e problema în asta. Inclusiv pe dumnealui. Da. Da, mă rog. Este și asta. Întrebarea e altfel trebuie să fie. Exact, da. Întrebarea altfel trebuie spus. În ce măsură, la moment, se lucrează la un plan de reintegrare a țării? Exact, aici am vrut să ajung. Pentru că acest gaz pe gratis care vine de la Gazprom pentru malul stâng, mai devreme sau mai târziu se va termina. Și asta poate fi decis de cel puțin trei părți. Poate să o facă Chișinău, poate să întâmple ceva pe teritoriul Ucrainei sau ei se refuză, poate să o facă Moscova, mai ales că
Gazprom, la indicația Kremlinului, a deconectat mai multe țări europene de la livrare gazului. Finlanda, Polonia, Germania, Bulgaria, cum mai mulți. Întrebarea, în ce măsură noi începem să ne pregătim pentru acest plan de reintegrare? Pentru că noi va trebui să începem a administra acel teritoriu. Și asta e mai important în contextul discuțiilor cu partenerii străini, pentru că vă dați seama, Moldova nu poate să-și permită să consumi gaz la prețul de 1000 de euro sau 1200, sau energie electrică la preț foarte scump. Și atunci, pe lângă solicitarea de asistență ca să avem din ce plăti facturile, noi trebuie să o ambalăm cumva și politic mai acceptabil. E una să mergi, figurat vorbind, cu mâna întinsă, dați-ne niște bani, și e alta să vii cu un plan, spui că uitați-vă, acești bani merg pentru rezolvarea conflictului transnistrian, care are și componentă de securitate, pentru că acolo se află doar trupe rusești și Ucraina este nevoită să țină niște trupe, forțe de-a lor militare, ca, știți cum, acest pericol să-l gestioneze. Ei toți sunt cointeresați să rezolvăm situația asta. Da, adevărat. Și atunci când vii, da, asta și pentru politicienii din vest este important, pentru că e una când tu votezi să alogi bani Moldovei, să aibă cu ce plăti facturile, și e alta când tu alogi bani pentru rezolvarea. Noi această discuție am mai avut-o anterior aici în studio, inclusiv cu domnul ministru Spânu, după ce Veaceslav Ioniță spunea că dacă nu livrăm gaz în stânga Nistrului, acolo se va declanșa o catastrofă umanitară și există o portiță atunci pentru ca să rezolvăm criza transnistreană. Da, noi putem să oprim gazul în orice moment. Întrebarea era, și atunci am adresat-o și dumnealui, cum există o portiță, dar cum reintegrăm? Și el am întrebat pe domnul Spânu anterior dacă se discută măcar la nivel politic acest lucru. Noi am câștigat acum 4 luni de zile ca să începem a pregăti acest lucru și cred că să avem nevoie și de ajutor extern. Doamna Boxer, nu sunt responsabil de reintegrare, dar știu că colegii discută subiectul dat și probabil ar fi util o emisiune cu domnul Serebrean. Da, am discutat și cu domnul Serebrean despre asta, dar nu avem încă un răspuns. Acum, mai departe, ce se întâmplă cu împrumutul de 1,5 miliarde de lei oferit de către Energocom, către Moldova Gaz, în aceste noile condiții? Moldova Gaz trebuie să îl achite. Dacă nu îl achite, atunci avem gaz, sistemul de transport al țării, care va fi preluat. S-ar putea să... Deci în primăvară Moldova Gaz va avea bani să-l achite și aici iarăși este întrebare. Deci tariful actual este calculat de la prețul 899 de dolari, ceea ce noi achităm către Moldova Gaz. Dacă Moldova Gaz va cumpăra de la Energocom cu medii 1000 de dolari, ei vor continua să acumuleze devieri și atunci posibil ar trebui să revenim cu o revizuire a tarifului. Nu e așa de mare, dar oricum. Domnul Tăflan, scuzați, dar în tarif, dacă nu greșesc, este sub 1000, 990 și un pic. Dacă a fost revizuit. Deci a fost revizuit atunci când a crescut. Vom vedea care vor fi perspectivele pe această iarnă, dar aici sunt de acord cu dumneavoastră. Este evident că Moldova Gaz, la etapa actuală, probabil va avea probleme să achite, ori soluția era ca Gazprom să livreze toate volumele de gaz și doar în acel caz puteau să achite. Da. Acum vom vedea cum vor rezolva lucrurile. Cu împrumutul, deci Moldova Gaz va începe să aibă exces de bani primăvara, când luna următoare volumul de gaz scade și trebuie să plătești mai puțin, dar încasezi banii pentru luna precedentă, unde consumi mare. Deci abia în primăvara Moldova Gaz va putea restitui acest împrumut. Dar, în general, acest împrumut, ca să vorbim pe ansamblu, este o chestie avantajoasă pentru Republica Moldova sau dezavantajoasă? Aici intrăm un pic în altă situație. Care sunt riscurile cu care ne putem confrunta? Riscul este că, admitem, Energocom nu restituie acest împrumut. În perioada situației excepționale, acele condiții de gajare a patrimoniului Moldova Gaz s-au făcut cu derogare de la lege, dar poate exista situația când Gazprom ar acționa în arbitraj această înțelegere și în baza unui tratat bilateral internațional, care este mai presus decât legislația noastră. Și atunci arbitrajul poate spune că această tranzacție se declară nulă și Energocom rămâne cu o datorie neacoperită, va trebui să se adreseze în judecată împotriva Moldova Gaz să recupereze. Dar iarăși,
În situația în care noi am ajuns, decizii simple și fără riscuri nu existau. Problema e în altceva. Noi ne-am confruntat cu șantaj încă un an în urmă. Înseamnă că trebuia să ne pregătim, să avem coordonat un buget, niște cheltuieli, niște volume, de unde cumpărăm gaz și energie și acest plan să fie agreat cu partenerii externi. Simplific mesajul. Dacă Putin ar fi știut că oprindu-ne gazul nu ne face probleme, noi liniștit trecem la gaz și energie din altă parte. Și asta e coordonat cu Bruxelles, cu Statele Unite. El nu ne-ar fi șantajat. Și un alt subiect, problema de deficit de bani este la Moldova Gaz. Este o problemă corporativă. Ori acționarii vin și capitalizează întreprinderea, ori Moldova Gaz se creditează. Nu poate să crediteze că e supraîndatorat, înseamnă că unul din subiecte este, hai să punem pe ordine de zi, majorarea capitalului Moldova Gaz. Guvernul alocă bani, Gazprom alocă bani și vreau să văd cum Gazprom votează împotrivă, pentru că asta va fi dovadă că ei sabotează acest lucru. Asta Domnule e important ministru. În comunicare. Eu am discutat recent cu domnul Borosan și el a fost deschis să venim să propunem așa ceva. Dar lucrul ăsta trebuie făcut. Păi cu siguranță vom ajunge și vom propune, dar noi permanent am spus că Gazprom trebuie să-și asume responsabilitatea pentru situația de la Moldova Gaz. Da. Și mai mult decât atât, la ce a spus domnul Tofilață, nu uităm că Republica Moldova este o țară suverană. Iar suveranitatea presupune inclusiv decizii precum a fost luate în cadrul Comisiei Situații Excepționale. Domnul Tofilat vorbea și despre acel plan care, dacă ar fi existat, nu vă spărați, Gazpromul dar nu ne-ar fi... Nu vă spărați, dar noi Putin am avut, nu ne-ar fi șantajat. Nu vă spărați, dar noi am avut plan și tocmai de asta suntem gata acum, pentru cel puțin 2 luni jumate, să nu mai consumăm gaz de la Gazprom. Noi am luat credit de la Baird, am început să cumpărăm depozite, am cumpărat și energie electrică o lună de pe piață. Totul a fost conform planului, inclusiv cel care a fost aprobat prin hotărâre de guvern în august. Unde este garanția că tot acest volum de gaz care se duce în stânga Nistrului prin Moldova Gaz, da? Nu ni se va pune nouă în cârcă la un moment dat să-l achităm? N-are cum. Unde e garanția? Dar nu, ce fel de garanție? Niciodată niciun guvern al Republicii Moldova. Dar cum vă închipuiți lucrul ăsta? Adică Gazprom să pună datoria socială de la cine? De la Guvernul Republicii Moldova. În baza la ce? În baza faptului că a fost livrat acest gaz. Păi, eu acum inventez bicicleta pentru că ei sunt mult mai inventivi decât mine și vorbim în stânga Nistrului despre o datorie de 800 de Doamna miliarde, Box. Da? Sau cât e acea Doamna datorie? Box. Peste 9 miliarde. Despre 8 miliarde și ceva, da? Deci... Domnul Boxa, deci este straniu ca Gazprom să ceară despăgubiri de la guvern pentru ceea ce a livrat Moldova Gaz în stânga Nistrului. Nu despăgubiri, dar plata pentru gazul livrat. Poate să ceară de la stânga Nistrului, de la o datorie comercială. Dar cel mai important, care cred că merită să fie spus, dacă Gazprom va decide să deconecteze Moldova de la gaz, acum trebuie să știe foarte clar că malul stâng va rămâne fără gaz și fără energie electrică prin decizia unilaterală a Gazpromului. Așa. Acum nu mai există niciun motiv să spună că malul drept ceva nu face, că nu vrea, nu știu cum. Toată responsabilitatea pe stânganistului revine Rusiei. La fel Nu, nici nu Rusiei, Gazpromului, pentru că este contract între Gazprom și Moldova Gaz. Da, care... am înțeles, dar care este un contract comercial, strict comercial. Evident, dar încă un lucru pe care l-am văzut... Dacă îmi permiți, da, vă rog. Deci datoria este una comercială. Gazprom poate solicita recuperarea acestei datorii de la Moldova Gaz. Asta înseamnă că el întâi merge în arbitrajul de la Moscova, credibilitatea acum, din punctul meu de vedere, este egală cu zero. Mai departe, Gazprom vine în judecată în instanță din Republica Moldova. Gazprom deja controlează azi 50% din Moldova Gaz. Ok, o să controleze 100% din Moldova Gaz. Asta nu schimbă radical problema. Mai mult ca atât, pare altă întrebare. Patrimoniul Moldova Gaz, deci Moldova Gaz e responsabil pentru această datorie cu tot patrimoniul care l-a. Cât valorează, știți? Schidem raportul Moldova Gaz. 700 de milioane de dolari. Chiar mai puțin. Datoria este, deja e peste 9 miliarde. 8 miliarde era la 30 septembrie 2020.
Da, aceasta era cifra care se... Deci deja e peste 9 miliarde, liniștit. Dar patrimoniul 700 de milioane, din care jumătate și așa e controlat de Gazprom. Întrebare. Dar cum tu livrezi gaz știind că tu banii nu se recuperezi niciodată? Deci aici pot apărea pretenții politice, pretenții față de Gazprom, pentru că finanțează un regim neconstituțional. Da, domnule ministru, ați declarat anterior că veți acționa Gazprom în instanțele internaționale pentru faptul că nu își respectă condițiile contractului. La ce etapă este această situație? În fiecare zi se acumulează... Păi ați acționat, acționați... Nu e sens să acționezi atâta timp cât în fiecare zi se acumulează cum sancțiuni suplimentare. Ori în fiecare zi nu livrează volumul necesar. Din punct, nu, deci juriștii sau avocații pregătesc dosarul. Dacă vor menține 5,7 milioane, atunci prin aprilie deja vom putea calcula care a fost tot volumul nelivrat. Volumul nelivrat și în baza lui să calculăm acea sancțiune contractuală de 5%, dacă nu greșesc. Deci noi am discutat cu Agenția Proprietății Publice, se documentează, se verifică tot și se va acționa atunci când deja va fi clar care a fost prejudiciul. Așa. Știu că am ieșit din timp, vă rog să mă iertați. Ați discutat cu România, da, cu care aveți un contract de furnizare a curentului. Ați discutat cu partenerii care totuși livrează niște ajutoare, bani, da, ca să putem, pentru compensații, în primul rând. Despre această înțelegere cu stânga Nistrului? Da, eu am discutat cu toți partenerii și cumva... Ați văzut că au fost și anumite declarații publice care încuraja să se găsească un compromis. Ori sunt două elemente importante care nu poate să le controleze nici partenerii, nici noi și nici măcar malul stângă ministrul. Primul, vorbim despre atacurile Rusiei asupra infrastructurii care pot duce inevitabil la deconectări dacă nu era o înțelegere cu Îngres. Și a doilea element care a apărut în mod special în a doua jumătate a lunii noiembrie ține de capacitatea de interconectare cu ENTSO-E. Ori capacitatea de interconectare cu ENTSO-E pentru blocul Moldova și Ucraina este de 600 de MW ziua și 700 de MW seara. Și ați văzut în presă că Ucraina vrea să importe mai multă energie electrică din spațiul european. Dacă aceste 600 de MW se împart la un moment dat în două sau Ucraina ia mai mult pentru că e mai mare și noi mai puțin, atunci chiar nici din România nu vom putea aduce energie electrică pentru că simplu nu va exista capacitate de transport a acestei energie. Da, am și atunci înțeles. Din aceste două considerente, pentru securitatea sistemului electroenergetic, inclusiv ENTSO-E, este bine ca noi să avem acest... Spuneți-mi, vă rog tare mult, dacă există un plan clar pe puncte, că de fapt toată lumea asta înțelege. Din punct de vedere politic, sunt oameni supărați care erau gata să stea în întuneric doar să scăpăm de ruși și așa mai departe. Partea bună aici, despre care am putea să amintim așa întreagăte, că nu mai dăm niciun ban rușilor din Republica Moldova. Din acest moment nu mai pleacă nimic spre ei. Dar, pe de altă parte, oamenii spun că această dependență energetică trebuie ruptă definitiv. Care este planul Chișinăului ca asta să se întâmple? Un plan pe puncte pe care toată lumea să-l vadă, să-l cunoască, da? Și să știm că nu mai ajungem în această situație, ne-am rupt și am plecat mai departe să ne putem dezvolta. Da, în primul rând, toți acei care spun că trebuia să facem altfel, am văzut cu totul alte mesaje atunci când am fost deconectați pe 4 ore. Erau cu totul alte mesaje. În același timp, da, este adevărat, noi avem nevoie de o strategie și două săptămâni în urmă, dacă nu greșesc, am prezentat conceptul strategiei Moldova, energetice a Moldovei pentru 2050. Sunt cele mai importante măsuri pe care le planificăm. În perioada următoare vor avea loc consultări cu toată societatea civilă ca să îmbunătățim acest document și planul este ca la anul să fie aprobat, inclusiv în Parlament, și să avem... Vrem să trăim și noi până atunci când o să vedem... Nu, deci, haideți... Eu înțeleg că planurile pe termen lung sunt minunate pentru că, dar... Nu vă supărați, dar... Mai un plan mai scurtuț ca să avem certitudinea că nu ne
ne întoarcem niciodată la situația aceasta. Eu pot să vă dau câteva elemente pe termen foarte scurt ce urmează să se întâmple, dar orice proiect în domeniul energetic durează, deci nu poate fi făcut peste noapte. Spre exemplu, schimbarea în întregime tehnologiei de la termoelectric ar dura în cel mai bun caz de la 5 la 7 ani. Acum, pe termen scurt, noi trebuie să facem tot posibilul ca să creștem capacitățile de generare internă. Asta înseamnă mai multe investiții în regenerabile și anumite tehnologii care pot fi construite în 18 luni pentru generare de capacități mai mici, 20, 50, 70 de megawatts. Și asta se va întâmpla în perioada următoare. Da, al doilea element important este să capacităm maxim posibil Energocom-ul. Când spun să capacităm, înseamnă să aducem experți, să înregistreze Energocom în cât mai multe piețe de energie electrică, de gaz, ca să se deschidă oportunitățile de a cumpăra din cât mai multe surse. Și asta s-a întâmplat pe gaz și acum se întâmplă și pe energie electrică. Așa, aș fi vrut acolo o precizare, pentru că dumneavoastră spuneați că producem pe intern energie electrică la un preț de 200 și ceva. 225. Da. Înțeleg că nu putem renunța, pentru că acolo este cogenerare, da, căldură și electricitate și nu putem să... Așa, pentru că și doamna prim-ministru a vorbit despre acest preț în emisiunea la care a fost dumneai, iar mie un expert care nu se pricepe mi-a spus altceva și atunci am... Da, am luat de bună ce a spus expertul. Până la urmă, doamna prim-ministru a avut dreptate. Haideți încă două lucruri. Vorbeați despre energie verde, producătorii locali de energie regenerabilă. Anunță grevă japoneză. Sunt supărați pentru că noi importăm din România sau din altă parte, de pe piața europeană, curent la un preț nu știu de care, da? Și ei, de exemplu, sunt obligați să livreze statului la niște prețuri foarte mici, nerentabile, așa spun ei, și propuneau, de exemplu, ca măcar adăugați 1,05 lei pentru transport și vindeți energia cu 2,55 lei și nu așa cum acum. Ce se întâmplă în acest domeniu? Este o discuție cu acest grup de producători. În primul rând, ei trebuie să spună că deja au contracte de furnizare. Deci ei vând energie electrică. Ei vând, au contracte de furnizare cu Premier Energy, probabil și cu Feyenoord. Sunt două elemente a discuției pe care noi încercăm să le rezolvăm. Primul, sunt regulile de piață care au intrat de la 1 iunie și înțeleg că încă nu este obișnuința de a planifica corect volumul care va fi livrat și au creat în primele luni anumite dezechilibre care sunt mai mari decât unii spun decât veniturile. Acum au fost deja astăzi a treia discuție și cu Andreu și cu producătorii, din ce cunosc s-a găsit o soluție ca să se rezolve. Referitor la export, nu puteam să nu blocăm exportul atunci când aveam un deficit în țară. Era o situație de urgență și eu îmi pare rău că nu s-a înțeles, pentru că noi le-am solicitat să acționăm solidar. Da, probabil nu putem vinde cu același preț cu care am fi vândut în România, dar ținând cont că suntem în situația de urgență, era corect să se vândă. Și a treilea element. Trebuie să se înțeleagă că relațiile în domeniul regenerabilor sunt pe termen lung. Spre exemplu, mecanismul de preț fix pe care noi îl dăm, știți că am dat 120 de MW ca să fie construit, este, Andreu a stabilit, 1,82 lei. Da? Pe o perioadă de 15 ani. Ce înseamnă asta? Că statul se obligă să achite 1,82 lei în următorii 15 ani, indiferent de ce se întâmplă pe piață. Da? Chiar dacă prețul este de 50 de bani. Noi ne obligăm să achităm 1,82 lei. Pe de altă parte, această obligație este și pe partea lor. Ei se obligă să livreze curentul electric tot la 1,82 lei. Pentru că trebuie să înțelegem, da, nu în momentul când curentul este mai ieftin, noi vrem 2 lei și ceva, dar când curentul este mai scump, hop, și repede vrem să-l vindem pe piață. Nu, este un parteneriat între stat și producători. Spre exemplu, acum dați-i duc până la capăt. Acum ei vor un preț mai mare, 2,55 lei. Eu am o întrebare. Ce trebuie să facă Energocom? Să cumpere plus 2 MW de la Îngras cu 73 de dolari? Sau să plătească 3 lei sau 2,55 lei pentru regenerabile? Și atunci Energocom-ul trebuie să decidă în beneficiu tuturor cetățenilor.
un preț mai mic. Eu vreau să întreb, acum la fel vor așa un preț mare? Pentru că speculativ au încercat să obțină un preț mai mare pentru energie electrică atunci când toți cetățenii suferă, în cea mai complicată situație. Da, văd că domnul Tofilat este de acord cu ceea ce spuneți. Nu, aici sunt mai multe componente. Deci noi vorbim de o parte din producători regenerabili care au scheme de suport, au contract. Deci statul se obligă să cumpere de la ei la un anumit preț și ei ar trebui să livreze ceea ce produc ei. Deseori aceste, ei nu-și onorează obligații, unii dintre ei. Exact. Îi spun că a mie nu-mi convine prețul care mie mi l-a aprobat prin tarif. Acum, aici derivă problema de la altceva, că până la legea actuală pe regenerabile, tariful individual l-a aprobat în real la fiecare. Și cel care reușea să înțeleagă premia un tarif bun, cel care nu reușea să înțeleagă premia un tarif foarte prost. Și acolo au fost abuzuri inclusiv de partea ANRE-ului. Și acum oamenii cei au investit niște bani, nu pot să-și recuperez. De când a intrat în vigoare legea nouă, este un alt mecanism de suport. Pentru cei mijlocii până la 1 MW eoliene, fotovoltaici, până la 4 MW eoliene, ANRE le oferă un tarif fix. Pentru producătorii mari, guvernul organizează licitații. Acum, în afară de prima categorie și a doua, ăștia sunt cu utilaje noi, mai este a treia categorie. Cei care vin cu utilaje la mâna a doua. Ei nu sunt nici într-o schemă de suport. Ei nu au niciun fel de garanție. Ei, pe propriul risc, investesc și montează utilaje. La dânsii nemulțumirei că relațiile lor cu statul nu sunt de fel reglementate. Ei erau gata să vândă măcar la un careva preț, dar nimeni nu vrea să cumpere. Pe de altă parte, furnizorii, Premier Energy sau Feyenoord, când procură energie de la ei, ei orice cheltuială trebuie inclus în tarif. Și Andrei îi întreabă, voi la ce preț ați cumpărat? Voi trebuie să-l cumpărați la prețul minim. Minim, iată, este de referință Moldgrass-ul. Dacă ăștia cumpără la un preț mai mare decât la Moldgrass, Andrei pur și simplu nu le acceptă în tarif. Deci problema este de identificat o formulă cum producătorii care au utilaj de mâna a doua sunt încadrați într-un câmp, într-un spațiu juridic. Da, îi creează noi, și dezechilibre. Noi deja am ieșit tare din timp. O singură întrebare. Da, și este nevoie să fie explicate ca să înțelegem de cât de asta ne-am adunat. Tot sunt probleme și trebuie rezolvate. Dar, domnule ministru, pe scurt, 5 companii transnistrene importă carburanți din și prin România de la începutul invaziei Rusiei asupra Ucrainei, iar Chișinăul le scutește de toate taxele, finanțând astfel bugetul enclavei separatiste, scrie colegul nostru Vitalie Călugăreanu pentru 2CV-le. Ce vreau să spun, nu puneți toate... Eu vă spun... Înțeleg, nu, ce vreau să spun, nu puneți toate subiectele în responsabilitatea Ministerului Infrastructurii. Ce este o problemă de administrare fiscală. În câte înțeleg, este o hotărâre de guvern mai veche. Acolo trebuie să fie întrebările la Ministerul Finanțelor, Serviciul Vamal, Inspectoratul Fiscal, pentru că nu ține de domeniul ministerului. Am înțeles. Dar e simplu. Noi putem să le punem toate impozitele și taxele, nicio problemă. Dar atunci, din buget, noi trebuie să le repartizăm veniturile respective. Malul stâng. Fix așa cum se face în raport cu oricare unitate teritorială din Republica Moldova. Hai să vedem în genere abordarea noastră față de fiscalizarea. Da, am vrut să vă spun care sunt cele 5 companii, dar nu mai are importanță. Ce propune domnul Călugăreanu? Suntem gata să ascultăm care e opinia lui, ce facem. Dacă îi taxăm, înseamnă că trebuie să vedem cum redistribuim aceste venituri malul stâng, așa e în orice societate. Vă mulțumesc mult pentru participare. Au mai rămas câteva întrebări, dar sper că la cele mai... eu știu, aprins discutate, am încercat să răspundem și sper că a fost destul de clar. Vă mulțumim mult. Domnilor și domnilor, vă mulțumim că ne-ați urmărit în această seară. Vă doresc o noapte liniștită.